Seara bună, dragilor! Suntem în așteptarea uneia dintre cele mai mari sărbătorii creștine, după unele fețe bisericești, poate cea mai mare sărbătoare creștină. O întâmpinăm cu aceeași emoție și cu aceeași bucurie de 2000 de ani. Ne încărcăm sufletul și ne pregătim sufletul pentru sărbătoare. Din păcate, este al doilea an în care pandemia ne-a încurcat ca să putem să ne bucurăm împreună, să putem să mergem la slujbele din biserică, să putem să intrăm în biserică. Bucuria trebuie împărtășită și trebuie trăită. Acesta este sensul sărbătorii. Am vorbit despre nașterea Mântuitorului. Astăzi vorbim despre Lumina Sfântă a Învierii. Am făcut-o în decembrie cu părintele Ioan Ardelean, care slujește într-o biserică monument UNESCO. Vorbim despre Biserica Sfânta Paraschiva din Desești. Îi mulțumim că și-a rupt din timp să vină și astăzi alături de noi. Bună seara, părinte, și mulțumim frumos pentru efort și pentru gândul bun. Bună seara, cu drag. Sunt recunoscător pentru această ocazie de a sluji publicului, vestindu-L pe Hristos. Și avem alături de noi o fată frumoasă, sensibilă, talentată. Îi spun bună seara Dianei Rednic, bună seara Diana. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Pe Diana o știu de când avea, cred că vreo 5-6 ani. Am văzut-o crescând pe scena unor festivaluri. Este o fată talentată care cântă foarte frumos. Are un frate foarte talentat, Paul Rednic, a fost în emisiune la noi. Paul Rednic este campion mondial la dans. Diana este deținătoare de foarte multe premii la concursuri naționale și internaționale, așa încât în compania asta frumoasă ne încărcăm sufletul și ne pregătim sufletul pentru sărbători. Cum ar trebui să începem, Părinte Ardelean, dialogul nostru? Cu urcușul. Întotdeauna învierea este o culme. Este într-adevăr cea mai mare sărbătoare a creștinătății, pentru că învierea înseamnă renaștere, înseamnă restaurare. Cosmosul întreg, nu întâmplător, o vedem în mijlocul primăverii, această sărbătoare, pentru că este o celebrare a vieții și o renaștere din nou, pentru că coborârea la moarte înseamnă moartea vieții vechi în Adam, în omul care îl însoțește pe Hristos, și înseamnă întoarcere într-o nouă natură a vieții în Hristos, biruitor al morții, căci acel mormânt nu a putut să-l cuprindă și pe începătorul vieții, pe cel care ține și rânduiește viața lumii. Și mormântul a rămas gol. Întotdeauna drumul spre înviere trebuie să pornească de la o introspecție, de la o judecată proprie și de la hotărârea de a bea mai întâi cupa morții, a amarului, a crucii, pentru a putea cu adevărat să te bucuri de slava învierii. Așa cum și în viață, lucrurile care vin ușor, se și duc ușor și bucuria pentru ele este tot ușoară. Lucru care înseamnă jertfă mai mare, dăruire mai multă, răbdare deplină, înseamnă și bucurie mai mare. Este o răsplată a jertfei întotdeauna. Suntem în săptămâna mare, în săptămâna patimilor. Fiecare zi din această săptămână are semnificație anume. Astăzi este miercuri. Este o zi cu mare semnificație, pentru că noi vorbim aici despre lecția iertării. Da. Ziua de miercuri, sfânta și marea zi de miercuri, pentru că așa sunt numite în calendar fiecare din zilele săptămânii patimilor, ne aduce aminte de planul fariseilor și cărturarilor și hotărârea morții, decizia asupra morții celui care prinde popularitate și nu dădea bine, și ideea mesianică este pervertită politic și este un complex de împrejurări care
poate să fie parțial pătruns și poate prindem și noi din înțelesul lui. Și tot ziua de astăzi este ziua hotărârii lui Iuda de a-l vinde pe Hristos. Pe 30 de arginți. 30 de arginți. De a-l prețui pe cel neprețuit. Dacă ar fi să convertim cei 30 de arginți în moneda noastră, am avea un salariu minim pe economie. Dinarul sau argintul era plata unui pălmaș, a unui muncitor necalificat în vie. Deci cu atât îl vinde Iuda pe Hristos. În fapt, el trăiește lângă Hristos și în același timp foarte departe de Hristos și este o atenționare pentru noi toți de a nu lăsa prăpastii să crească între noi și Hristos, pentru că în aceste zile doi ucenici greșesc foarte grav și Apostolul Petru greșește la fel de grav ca și Iuda Iscarioteanu, care îl vinde. Numai că Petru a avut puterea să se îndrepte. În unul e puterea de a plânge cu amar și de a primi iertarea. În celălalt este disperarea care nu dă nădejde deloc. Vedem cum păcatul vine amăgitor, promisiunea succesului pe care ne oferă și astăzi lumea nu e mare lucru, nu e grav, nu e cine știe ce să trăiești după bunul plac, să-l vinzi. Adică va fi o discuție. Se întâmplă și astăzi foarte mult. Se întâmplă. După care vedem reversul. Atunci când el este cuprins de rămușcări, se duce și restituie banii pe care i-a luat și ce îi se spune? Nu ne privește pe noi. Tu vei da seama. Care e problemă de conștiință? Nu e diavolul deloc liniștitor, dătător de speranță, e doar tatăl minciunii. Și rămâne cu propria lui conștiință, care nu-i de lacrima pocăinței, nu-i de puterea de a se întoarce, ci îl duce în pragul disperării și aici vedem rostul credinței, când suntem așa la încercarea așa grea. Fie avem puterea de a plânge cu amar, de a ne întoarce în sinele nostru și de a găsi forța să biruim rău, fie cădem sub greul răului și ajungem la disperare, la gestul ultim. Așa cum a fost al lui Iuda, acela de a se sinucide. Pierderea cea de pe urmă mai rea decât cea din tâi. Și cât mai mult mai rea decât câștig, da. Banalul câștig. Da. Câștig care n-a fost atât de puțin, cel care socotește mirul. Întreagă încărcătură de semnificații în acest urcuș al Mântuitorului spre Ierusalim. El care se arată admirator al săracilor, care vede valoarea mirului pe care femeia păcătoasă, acel alabastru de mir, de 300 de dinari, care îl varsă pe capul Mântuitorului, femeia păcătoasă, și el indignat rostește, se putea vinde și se putea da săracilor. Nu pentru că avea grijă a săracilor, ci pentru că avea socotel dintr-o altă perspectivă, fără a trăirii profunde, a întâlnirii cu Hristos, a atingerii sacrului. Pentru că, iată, Hristos și spune, pentru ziua îngropării mele l-a păstrat ca un preritual al morții și îngropării pe care îl anticipează. Nu ucenicul, ci cineva care e într-o relativă distanță, îndepărtare, în starea păcatului. Dar vedem că întotdeauna există speranță, rază de lumină în fiecare om și nu știm noi încotro bate Duhul și nu știm cine răspunde chemării lui Hristos și se mântuiește poate chiar în ultima clipă, precum tâlharul. Aș vrea să spun că datorită semnificației acestei zile, fiecare creștin, toate miercurile de peste an
le ține cu post, cu excepția celor care în calendar sunt însemnate astăzi cu har. Astăzi e post negru, ar trebui să fie post întreaga, negru. Întreaga săptămână, după cele 6 săptămâni de post, al Paștelui, perioada pregătitoare, săptămâna patimilor este cu ajun, cu post sever. Avem lângă noi o tânără domnișoară și aș vrea să o întreb, pentru mine Diana este o mare surpriză, pentru că ea, eu o știu cântând altceva. Acum am văzut că s-a îndreptat spre pricesne și aș vrea să o întreb pe Diana, Diana, ce înseamnă sărbătoarea pentru tine, pentru generația ta, pentru tinerii din generația ta? Pentru mine această sărbătoare este ceva foarte special. Este o trăire pură și o pace desăvârșită, mai ales în săptămâna aceasta, în săptămâna mare, în care o trăim cu adevărat și mergem la biserică și postim, cum a spus părintele. Iar pentru mine învierea este cea mai frumoasă sărbătoare. Ce înțelegi tu prin? Ce ai înțeles tu? De când erai mică și până acum la 16 ani sau câți ani ai tu? Da, 16. Învierea este o bucurie în primul rând și pe înviere eu înțeleg iubirea lui Iisus față de noi, pentru că El a murit pentru noi și a făcut totul ca noi să ne mântuim. Și pentru mine este o adevărată bucurie și îmi dă curaj să merg mai departe, pentru că știu că l-am pe Dumnezeu în suflet. Gândește așa ca tine, gândești foarte frumos, gândește așa generația ta, gândești tinerii așa? Depinde, unii da, unii nu. Toată lumea spune că tinerii s-au cam pierdut, s-au dezlipit de biserică, dar eu cred că într-o zi se vor întoarce, așa cum au plecat, probabil că se vor întoarce ei. Acum se caută pe ei, își caută probabil locul, caută oameni care să-i înțeleagă. Și eu cred că biserica de multe ori ne oferă acest lucru și ne înțelege tot timpul. Ce așteptați voi de la biserică? Sau ce vreți să găsiți în biserică? Ce căutați? Noi căutăm ca o familie, a doua familie, asta să fie biserica și eu, din fericire, am și găsit-o, pentru că încă de când am fost mică, m-au luat cumva preoții de la Catedrala Istorică, Adormirea Maicii Domnului, m-au luat sub aripa lor și am fost tot timpul, am fost ca o familie pentru mine și m-au susținut. Chiar și acum, înainte să vin, am primit niște mesaje și niște telefoane frumoase. Și m-au susținut mai ales pe partea aceasta de pricezne. Ei m-au pornit pe această cale și vreau să le mulțumesc pentru acest lucru. Este părintele Sabău, părintele Tirian, părintele Adrian și diaconul Radu, care m-au susținut foarte mult și m-au îndrumat pe acest drum al pricesnelor. Am văzut că tu ai participat la un concurs de pricesne. Ieri ai și primit rezultatul concursului. Cum te-ai apropiat tu de când? Acum am înțeles că ai crescut sub aripa bisericii, da, și era firesc să ajungi și la pricesne. Muzica, în general, pentru mine a fost ca o mângâiere și Dumnezeu mi-a dat acest talent ca să-l dau înapoi oamenilor, să-l doresc înapoi și să le bucur sufletele și m-am gândit că trebuie să-i mulțumesc cumva pentru acest dar și cum altcumva decât interpretând aceste pricesne dragi și sfinte. Foarte frumos! Vă place cum gândește un tânăr de 16 ani? Dumneavoastră lucrați foarte mult cu copiii și tinerii, faceți foarte mult pentru copii și pentru tineri. Simțiți în sufletul lor bucuria aceasta când trec pe lângă lăcașul de cult să se apropie, să înțeleagă mesajul? Și eu sunt de acord că e o perioadă a regăsirii, că pubertatea, adolescența vine uneori cu un cutremur.
e o criză, uneori a identității. Nu vreau să fiu nici de cum judecătorul tinerilor. Bucuria este în fiecare tânăr și în fiecare copil, pentru că pe el ni-l arată Hristos ca și model al viețuirii. Chiar atunci când el nu s-a regăsit încă și nu s-a așezat pe acest drum firesc al credinței, el e prins încă între lumi, între lumea copilăriei și lumea adulților și de noi, cei care le suntem dascăli, depinde alegerea lor. De noi familie, de noi școală, de noi societate și modul în care se așează pe un drum sau pe un altul, noi suntem cei care îl impunem. Bucuria aceasta venită, ea se exprimă cel mai frumos în emoție, în priceasnă este trăirea deplină, cel care cântă se roagă de două ori, e rugăciunea îngerilor cântul și cine sunt mai aproape de starea îngerilor decât copiii, tinerii frumoși care nu și-au pervertit încă sufletul, îl poartă curat ca aceste frumoase veșminte, cămăși care sunt la fel de prețioase. Vă încadrăm frumos, da, cu portul popular, da. Întotdeauna tinerii sunt speranța bisericii, viitorul bisericii, cu slăbiciunile, cu neputințele, cu ineficiența metodelor pe care le folosim, ne apropiem cu toți și atât cât ne pricepem de sufletul tinerilor și îi chemăm la viața nouă în Hristos, care înseamnă un drum, înseamnă un urcuș, înseamnă căutare, dar înseamnă și sens pe care nu-l oferă. De ce au apărut sau cum au apărut pricesnele? Că este o altfel de muzică, altfel de trăire. Este expresia aceasta a sufletului care e întâlnită mai ales în rândul poporului credincios sau omului care trăiește credința interiorizat în biserică. Este un cânt plin de expresivitate, plin de emoție care mișcă sufletul și dincolo de partea aceasta elitistă pe care uneori o afișăm în cuvânt, în expresia liturgică, priceasna a pătruns mult mai ușor pentru că a fost mult mai apropiată de sufletul poporului și fără emoție, actul artistic, dar și cel liturgic nu poate să fie cu adevărat viu. Atunci când se așează emoție și priceazna aduce această emoție credinciosului care se întâlnește cu Hristos, atunci te desprinzi de lumesc, de cotidian și ești portat într-o altă lume, a bucuriei, care e lumea firească a credinței. Avem nevoie de pricesne, avem nevoie de tineri și de oameni frumoși care să le aducă la sufletul oamenilor tot așa de frumos. Și Liana ne va demonstra cât de aproape este priceasna de sufletul omului. Spuneați dumneavoastră că atunci când cânți te rogi de două ori. Am auzit expresia aceasta în Brazilia, într-o catedrală mare din Brazilia. Am trăit foarte multe momente din acestea de încărcătură spirituală, cu corala Armonie am fost. Și ei au cântat. Și preotul de acolo spunea, când cânți, te rogi de două ori. A repetat cuvintele acestea de mai multe ori. Diana, îți dăm cuvântul. Eu, sinceră să fiu, am fost surprinsă de
atitudinea ta de tânăr de 16 ani și de bucuria de a face și altfel de muzică, de a trăi altfel. Te ascultăm! Am
produse românești la standarde nordice, marca Rufart, comercializate în 10 țări europene. Găsești la Smart Business Baia Mare. În aprilie aducem lumină ochilor tăi. În clinicile VistaVision ai consultul gratuit pentru depistarea cataractei. Mai mult, 5 dintre pacienții care efectuează în aprilie un consult gratuit pot fi, prin tragere la sorți, beneficiare unei intervenții chirurgicale gratuite. Detalii pe pagina de Facebook VistaVision România. Programează-te la 0800 84 782. Optica Botoș urează tuturor un Paște fericit. De sărbători aveți parte de consult gratuit, reducere de 10% la ochelari, garanție și postgarantie gratuită. La noi găsești ochelari începând de la prețul de 70 de lei, lentile progresive începând de la 870 de lei perechea, lentile UVT începând de la 310 lei perechea. Acum e momentul să vă faceți asigurare casco la preț de RCA. Vă așteptăm la Vivomol la parter, zilnic, de luni până vineri, de la ora 10 la 21. FIC Broker Asigurări 0749 945 843. Fiecare dintre noi speră că, ușor, ușor, totul va reveni la normal. Dar hai să nu le mai mulțumim doar cu atât. Hai ca de data asta să facem lucrurile mai bine împreună. Să ne susținem unii pe alții, fără să așteptăm ceva în schimb. Și să facem totul ca la carte, chiar și când nu se uită nimeni. România livrează. Fan Curier. Oriunde, cu plăcere. Vrei să-ți echipezi utilajele? Agromir îți oferă consultanță în alegerea celor mai potrivite anvelope, noi sau second hand, anvelope agricole, anvelope industriale, anvelope autoturisme, anvelope autoutilitare, camere și jante. Agromir, siguranță, încredere și garanție. Agromir, Bulevardul Independenței, numărul 67. Telefon 0742 24 10 10. Cofetăria Rodna, un gust de neuitat al prăjiturilor. Cofetăria Rodna, prăjituri produse în laboratorul propriu din ingrediente naturale. Rodna, excelență în domeniul delicateselor de cofetărie. De sărbători vă așteptăm cu o gamă diversificată de prăjituri și torturi. În această perioadă livrăm și la domiciliu. Pentru informații vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0262 277 260 și 0722 396 682. Agromir, noi avem anvelopele potrivite pentru utilajele tale. Agromir, Bulevardul Independenței, numărul 67. Telefon 0742 24 10 10. Dedicată sănătății maramureșenilor și nu numai, Policlinica Sfânta Maria pune la dispoziția pacienților săi cel mai nou și modern tomograf computerizat din județ. Policlinica Sfânta Maria percepe cele mai mici prețuri. Detalii pe policlinicasfântamaria.ro sau pe Bulevardul București 18 și 22. Programări la 0262 274 508. Policlinica Sfânta Maria. Îndeplinim dorințe. Policlinica Sfânta Maria vine în sprijinul dumneavoastră cu posibilitatea de a vă oferi consiliere medicală la distanță. Puteți beneficia de același sfat medical profesionist chiar din confortul locuinței. Pentru informații suplimentare vă invităm să accesați pagina de internet a Policlinicii Sfânta Maria. Covoare spălate și uscate în 24 de ore? Da, se poate! Și nu doar atât! La spălătoria Auto Duosenti vă punem la dispoziție aparatură de ultimă generație pentru vulcanizare. Facem echilibrare 3D și schimb de anvelope la autoturisme și motociclete. Spălătoria Auto Duosenti. Calitate și profesionalism!
Reluăm dialogul nostru despre Lumina Sfântă a Învierii cu preotul Ioan Ardelean de la Parohia Ortodoxă de Sești și cu frumoasa Diana Rednic, care ne-a bucurat cu o priceaznă, ne va mai bucura pe final de emisiune. Părinte Ardelean, aș vrea să vă întreb, de unde vine o așa credință profundă în sufletul oamenilor? Sau al lui Iisus mai întâi? Credința e optimism, e putere și speranță deopotrivă. Regăsire și sens. Și fără aceste lucruri nu prea putem să trăim. Sunt repere existențiale. Înseamnă identitatea noastră și de multe ori, atunci când poate că nu vizualizăm această credință, ea există și e mediul de viață al nostru. Și observăm acest lucru atunci când ne este încercată credința. Acum, în zilele acestea, e darul cerului, e har și putere. E sfințenia zilelor, sunt zilele acestea dramatice ca și semnificație care ne poartă și ne deschid în dar cerul și putem să privim așa dacă e... Dacă putem. Da, dacă e puțină ordine în viață și nu e peste ochii noștri așezat vălul care ne împietrește și nu ne lasă să vedem dincolo de el, atunci... Fără efortul personal, poți să privești că atunci când toaca cheamă la denie, chiar dacă ești străin de credință, cumva ești parcă chemat, simți acea chemare, da, exact. că te cheamă. Atunci când duci la înviere spre Biserica UNESCO și ce mărturie extraordinară a credinței e, atunci când pe toate mormintele sunt așezate lumânări. Hristos a înviat și... În noaptea de înviere este extraordinar, da. Zici că arde cimitirul. Da. Așa e plin de lumină. Și a fost și anul trecut în stare, da. În stare de urgență. S-au furișat oamenii și sigur toate bisericile au fost sub pază. Ca și mormântul de acum 2000 de ani al Mântuitorului Iisus Hristos. Dar oamenii nu erau un grup, ei s-au furișat așa. Stăteau pe la morminte? De cu seară și-au așezat lumânări peste mormintele bunilor și străbunilor, aducând acolo o mărturie a credinței lor, că moartea nu-i poate cuprinde, nu-i poate ține, că și pentru ei e nădejde de înviere, de viață. Și sigur că văzându-se acea luminație care cheamă la credință, s-a putut crede că e toată lumea în cimitir. Poate erau la locurile lor cei care stăteau acolo. Anul acesta va fi mai bine. E puțină relaxare, da? Da. Mă rog, cu restricțiile necesare, cu măsurile de protecție. Biserica nu instigă la nesupunere civică, este foarte responsabilă și modul în care a demonstrat că poate să se organizeze la toate evenimentele publice, Biserica a arătat marea responsabilitate, pentru că e vorba de viața oamenilor. Și cu distanța fizică, cu masca, cu toate, dar credința omului nu poate să fie așa îngrădită și pusă între decizii reci, lipsite de simțăminte, pentru că acolo se regăsește omul care are credință. Cum spuneam, este darul cerului. Și cel care e străin, poate care nu are credința atât de vie, atunci vibrează.
Pentru că cu toții avem nevoie de identitate și identitatea noastră este creștină. Ne regăsim în acest mod de la Sfântul Apostol Andrei, care aduce semințele Evangheliei întâi pe pământ românesc, s-a fixat acest fior al credinței în sufletul nostru. E un proces de etnogeneză, de formare, care ne dă ceea ce suntem, ne dă identitatea în fapt. Și atunci ea este trăită. Mai mult la înviere, mai mult la Crăciun, decât poate în alte momente, dar fiecare moment care înseamnă urcuș, care înseamnă post, care înseamnă rugăciune, acolo te duce. Te duce prin efortul personal. Acum, momentul acesta îți este oferit în dar și îl trăiești. Dumnezeu te cheamă să vezi cerul deschis atunci când urci și vezi mărturia credinței și când parcă și morții din morminte răspund adevărat înviat, atunci trăiești credința, dar și altă dată, cu efortul personal, ar trebui să ajungi la măsura de care vorbește Apostolul Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos, care este mine, El trăiește. Am vorbit în pauza publicitară și spunea Diana așa de frumos că ea merge la... Deci merge în fiecare săptămână. Da, în fiecare duminică, în fiecare sărbătoare când pot. Pentru că după această pandemie mi-am dat seama de multe lucruri și probabil că de cel mai mare lucru mi-am dat seama că până acum noi credeam că toate sunt firești, să avem oameni lângă noi, să putem comunica, să mergem duminica la biserică, să fie deschisă biserica tot timpul. Și acum a venit o pandemie peste noapte și s-a închis biserica și noi n-am mai putut să mergem duminica aceea la biserică. Și acum, de când s-au redeschis, îmi dau seama că trebuie să profit de fiecare duminică și de fiecare zi de sărbătoare și de fiecare ocazie când pot să merg la biserică. Vorbeam de urcușul acesta și de drumul Golgotei. Ca să înțelegi taina învierii, cred că ar trebui să înțelegi și semnificația crucii, foarte frumoasă priceazna pe care a interpretat-o Diana. E greu, e ușor. Vedeți că lumea aceasta ne-a îndepărtat pe foarte mulți dintre noi de biserică. Ne-a făcut să uităm de lucrurile care ne dau echilibru și confortul interior. Ne risipim în tot felul de lucruri. Suntem greu de mulțumit, spuneați dumneavoastră, și la o slujbă, dar cred că și într-un editorial din Cronica Satului de Sești, pe care noi am scos-o, din păcate, uite, pandemia ne-a împiedicat să scoatem și fie măcar și tipăritura aceasta, dar să sperăm că nu se întrerupe. Cum ar trebui să vedem taina învierii în raport cu... Toți ducem, spune că drumul spre Golgota și crucea este pentru fiecare dintre noi. Noi am fi tentați să îmbrățișăm doar bucuria învierii fără cruce. Și asta ne oferă lumea. Așa, a crede că poți să ai succesul fără jertfă, și nu e cuvântul potrivit în lumea credinței, e nonsens. În fapt, înviere fără moarte nu există. Ai bucuria învierii tocmai pentru că te-ai pogorât în moarte și de acolo ai reușit să te ridici din nou la viață. Crucea însingurează. Pe drumul crucii rămâi singur. În fața morții nu ești ai... singur. Nu. Am venit singuri și plecăm singuri din lumea aceasta.
astăzi se vorbește despre demnitatea morții, despre un mediu aseptic, dar vedem ce mediu i s-a pregătit lui Hristos. Omul fuge de suferință, se încurajează moartea asistată, ca să nu trăiască omul acea degradare a morții, îmbătrânirea, condiția lui ultimă, care e umilitoare pentru Hristos, lecția care ne oferă Hristos, care a slujirii de pline, în care și ucenicilor le spune că nici spălarea picioarelor nu e gest de umilință și nu e gest de slăbiciune, că tocmai în acea coborâre e puterea cea mai mare. Atunci când sunt mai slab, de fapt, par mai lovit, atunci e harul mai mult cu mine. Când sunt plin de mine și toate îmi sunt pe aproape, uit și de mine și de Hristos și mă cred suficient și pentru mine și pentru veșnicie, ceea ce sunt. Dar nu este așa. Moartea asistată a lui Hristos a fost din partea călăilor care l-au ridicat pe cruce și drumul până la cruce e presărat de căderi pe acel drum al crucii. Am străbătut cele 14 drumul crucii când am cele fost... Cele 14 da. Stări, cele 3 căderi din drumul spre Golgota. În toată această suferință și însingurare în care se strigă psihologia mulțimii care la intrarea în Ierusalim trăiește cu ovații primirea unui viitor împărat pe care acum îl vede umilindu-se și îi strigă, mântuiește-te pe tine însuți și ne mântuiește și pe noi. Nu poate să accepte că această umilință e de bunăvoie. Să accepte condiția de victimă, n-a putut, dar nu această stare în care iubirea rabdă tot, iartă tot, suferă tot. Și iubirea a fost aceea care l-a ținut pe Hristos pe cruce și nu cuiele care i-au fost bătute în mâini și în picioare. De aceea învierea e renașterea, dincolo de bulversarea pe care o trăiesc apostolii, care se răspândesc, am crezut, s-a spulberat nădejdea noastră, Luca și Cleopa, pe drumul Emausului, povestesc pe cale cum credeau și străinul care călătorește cu ei îi ceartă foarte personal și le reproșează că sunt zăbavnici cu mintea și că nu înțeleg. Și pe cale inima lor, ei mărturisesc cum ardea inima lor pe cale și străinul acela care ceartă foarte personal și care nu le este cunoscut se destăine la frângerea pâinii, tocmai la liturghia care se întâmplă după înviere, după ce este instituită la cina cea de taină, o vedem trăită în Duhul Bisericii ca o permanentizare și a morții, în chip nesângeros, pe masă Sfântului Altar, dar și a învierii, care repetă cu fiecare dintre noi. Ne aduce pe fiecare dintre noi pe drumul crucii ca să murim păcatului și să viem pentru o viață nouă în Hristos. Tu cum ai vorbi despre, uite, dacă ar trebui să vorbești unor copii mai mici decât tine, cum ai vorbi despre înviere? Mergi la înviere? Da, în fiecare an merg la înviere, except în anul trecut, când a fost un an foarte greu, în care am învățat foarte multe și a fost o lecție, în primul rând, pentru mine. Învierea este, de fapt, iubire și este iubirea supremă pe care ne-a arătat-o Dumnezeu și, în special, crucea, care are mai multe semnificații pentru că fiecare dintre noi are o cruce. Depinde acum de situația în care se află sau
așa mai departe, dar crucea este pentru fiecare mai grea să mai ușoară și Dumnezeu ne ajută mereu să o ducem și noi nu trebuie să renunțăm niciodată și să l-avem pe Dumnezeu în suflet și să mergem mai departe tot timpul. Iar eu am învățat, în special în această pandemie, pentru că auzeam foarte multă lume care întreba oare de ce ne dă Dumnezeu această boală și eu mă gândeam... De ce ne pedepsește Dumnezeu? Da, da. Că de foarte multe ori auzi așa. Eu tot timpul am încercat să fug de întrebarea asta, pentru că Dumnezeu are un plan cu fiecare și vrea să ne învețe prin tot ce ne dă. Orică ne dă, orică ne ia, El vrea să ne învețe ceva și asta e planul Lui și trebuie să îl urmăm. Așa cum este greu, ușor, trebuie să îl urmăm. Cel mai facil răspuns pe care îl putem oferi în fața unei provocări a credinței este să spunem în fața răului, a accidentului, a bolii, a suferinței, a morții, să spunem așa, a vrut Dumnezeu, ne-a bătut Dumnezeu. Nu este deloc așa. Dumnezeu nu bate. Nu vrea moarte, păcătos. Definiția lui Dumnezeu e aceea de iubire. Dumnezeu este iubire. Cel care nu iubește nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Și atunci înțelegem și semnificația crucii, pentru că din iubire poartă crucea, trăiește condiția omului, trăiește angoasa morții, care e spaima cea mai mare a omului, moartea, de ce te temi mai mult pe lumea aceasta, de moarte. Și nu se așează ca un judecător deasupra firii, ci vine și ne trăiește condiția. Și ne trăiește spaima cea mai amară a morții în grădina Ghețimane. Prin firea omenească Hristos, trăiește spaima mea în fața morții. Mă tem că o să mor. Și Hristos o trăiește. Și se roagă ca și mine, Părintele meu, dacă e cu putință, să treacă de la mine paharul acesta. Dar zice mai apoi, firea dumnezeiască care e în el, nu precum eu voiesc, nu precum se teme carnea și sângele de mine, de provocarea vieții, ci precum tu voiești, precum Duhul mă mână, pentru că eu nu sunt numai carne și sânge, nu sunt numai trup, sunt suflare de viață care sunt emoție, priceasnă, ce face, mă duce într-o altă lume, îmi inspiră, îmi strânește emoție. Omul de acum e răzuit așa, pe conștiință și nu-l mai mișcă emoția cotidiană. Are nevoie de senzațiile tale. De aceea apelează la toate formele acestea extreme. Nu putem trăi fără emoții. De aceea avem nevoie de actul artistic și avem nevoie de spiritualitate și ne cheamă spiritualitatea la credință. Cum trebuie să întâmpinăm? Mai avem două minute și după aceea o lăsăm pe Diana să ne mai cânte o priceaznă minunată. Cum trebuie să avem sufletul? Mai avem câteva zile până la înviere. Mergem să luăm lumină, să împărtășim lumină, să învățăm să trăim în lumină. Zilele acestea ar trebui să fie zile de meditație profundă și de reculegere și de jertfă și de rugăciune înmulțită. Fără să judecăm societatea din care și noi suntem parte. O vedem într-un spirit consumist, alergând, având grijă mesei îmbelșugate. Și uitând de suflet. Se întâmplă lucrul acesta. Nu e doar această parte pe care o vedem așa, judecând-o. Bisericile sunt pline cu oameni care se spovedesc în vremea aceasta și vin cu sufletul sincer, așa, și asta ne dă și nouă putere, puțin credincioși, pentru că de multe ori vine și uit la Diana, cu tânărul acesta frumos, tânăra aceasta plină de frumusețe, de multe ori și la noi, la preoți, vin credincioși care au o credință așa de mare și credința celui din fața mea mă provoacă, pentru că vine și caută răspunsul pe care Dumnezeu să-i dea
prin mine și credința lui mă obligă, mă face, mă poartă, îmi dă putere să dau răspunsul. Ne pregătim în timpul acesta și e nevoie să punem pe prim plan curățenia sufletească. Ne pregătim bucatele din ziua bucuriei, dar sufletul e mai mult decât pântecele, decât bucatele. Sigur că acolo la Sfântul Ioan Gură de Aur, rugăciunea dumnezeiască pe care o inserează la praznicul Învierii, zice, și cei ce v-ați înfrânat, și cei leneși, și cei care ați postit, și cei care n-ați postit, și cei care ați lucrat din ceasul întâi, și cei care ați venit în ultimul ceas, cu toții bucurați-vă. Pentru că este momentul acesta de plin al Învierii, al bucuriei. Să ne bucurăm, să mergem, să ne încărcăm de lumină. Eu vă mulțumesc foarte mult și o lăsăm pe Diana la final de emisiune să ne cânte o priceasnă care iarăși vorbește cu sufletul, cu mintea, cu privirea, cu orice. Diana, e rândul tău. Mereu te
am